Suntem în continuare în cartea Isaia împreună și parcurgem această carte profetică, această carte care este o chemare a lui Dumnezeu față de poporul său la pocăință și la întoarcere și o vestire a Evangheliei lui Hristos, a planului lui Dumnezeu de a-și mântui poporul, de a-și mântui copiii de pretutindeni. Avem harul în această seară să putem sta cu ajutorul Domnului și la masa Domnului, la cina Domnului și să trăim acest simbol, această exemplificare a acestor adevăruri într-un mod foarte real. Aflăm în capitolul 31 și 32, Isaia continuă în profeția lui a apăsa asupra poporului realitatea în care se află și starea lor spirituală și nevoia lor de pocăință. Ei se aflau în mijlocul unei tragedii, în mijlocul unei crize și nu este nimic mai trist, nimic mai tragic decât să vezi o persoană sau să vezi o lume care trece prin tragedie fără Dumnezeu. Probabil că toți am avut ocazia ca să privim, poate chiar pe cineva aproape din familia noastră, din prietenii noștri care se confruntă cu dureri, cu suferințe și văzând cum să luptă în lăuntrul lor ca să găsească răspunsuri la aceste întrebări existențiale. De ce sunt în suferință? De ce nu se oprește suferința? Care este rostul vieții? Și nici măcar să-i treacă prin gând. Să-i treacă prin gând să ridice glasul către Dumnezeu. Privind tragediile cu care ne confruntăm astăzi, putem observa același lucru. Tragedia de la Colectiv, tragedia din Paris și așa mai departe. Un lucru devine foarte evident și foarte clar că l-am scos pe Dumnezeu din ecuație complet. Chiar și încercările de a-L implica pe Dumnezeu sunt doar vorbe goale. Probabil toți ați văzut pe rețelele de socializare și așa mai departe. A apărut dintr-o dată tot felul de lozinci. Rugați-vă pentru Paris. Rugați-vă ce pentru Paris? A devenit o sintagmă goală. Am auzit la radio în ultimele zile o campanie pentru o mișcare caritabilă în care se vorbea despre a șterge lacrimile îngerilor din Colectiv. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Nici una, nici alta. Așa se face. În tragedie te rogi, în tragedie pomenești îngeri, pomenești sfinți. Despărțiți de Dumnezeu, ei sunt fără apărare împotriva realității crunte care este această viață. Nu rezolvă vreodată problemele existențiale în care se află, ci pur și simplu găsesc metode prin care să-și înnece conștiința, prin care să uite și să aștepte următoarea tragedie. Cu noi este diferit sau ar trebui ca să fie diferit. Dumnezeu a făcut un legământ cu noi, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul său, cu copiii săi. Biblia este plină de promisiunile lui Dumnezeu față de noi. Câteva exemple. Psalmul 32:8. Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va veghea asupra ta. Ioan 14:3. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. 2 Corinteni 12:9. Dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Vorbind lui Pavel despre problemele lui de sănătate. Vedem că Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un legământ cu noi, are o relație cu noi și El ne promite anumite lucruri. Lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi și lucruri care țin de veșnicia noastră. Ce ne face pe noi mai mult decât biruitori este un sens real al dragostei lui Dumnezeu, a faptului că există un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu atotputernic, care ne iubește și care a făcut un legământ cu noi. Acest simț al dragostei lui Dumnezeu ne trezește la o realitate care transcende această lume.
Acest sens al dragostei lui Dumnezeu care este în lăuntru inimii credinciosului este ce îl face pe credincios capabil să stea în fața acuzatorilor și să nu-și piardă credința și să ajungă ars pe rug dacă este nevoie. Jonathan Edwards, care este printre cei mai mari teologi americani din secolul XVIII, unii oameni de știință și filosofi au zis chiar cea mai strălucită minte care a produs națiunea americană vreodată, creștină sau necreștină, pur și simplu cel mai strălucit gânditor al Americii vreodată, vorbește despre felul în care noi percepem realitatea în care trăim și explică faptul că omul intră în contact cu realitatea la două niveluri distincte. Și ca să înțelegem ce înseamnă realitatea pentru noi, trebuie ca să înțelegem ambele nivele. El zice că, în primul rând, percepem lucrurile cu mintea noastră. Intelectul nostru se confruntă cu anumite realități și noi le percepem la nivel intelectual. Și, în al doilea rând, simțim lucruri cu inima noastră. Intelectul nostru, rațiunea noastră, informează inima noastră și când acele adevăruri și acele concepte ajung în lăuntrul inimii noastre, ele devin reale pentru noi. Un exemplu plastic este diferența între a citi o rețetă pentru un tort de ciocolată într-o revistă și a gusta dintr-o bucată de tort de ciocolată. Asta este diferența între cele două nivele. Una este rațional, una este teoretic și înțelegi că tortul acela de ciocolată care este scris în acea rețetă ar trebui să fie bun. E logic. Și alta ce simți când iei cu lingura o bucată de tort de ciocolată dulce și făcut așa la perfecțiune și îl pui în gură și îl guști, mai știi ce înseamnă că este bun. Este acest sens real, acest simț adevărat în inima noastră al dragostei lui Dumnezeu care ne pune sufletul în mișcare, care ne dă puterea să mergem înainte atunci când ne confruntăm cu probleme. Noi suntem ca și creștini chemați să-L iubim pe Dumnezeu cu tot intelectul nostru, dar și cu toată inima noastră. Și Isaia vorbește poporului lui Dumnezeu tocmai în mijlocul primejdiei, tocmai în mijlocul tragediei inevitabile. Și răspunsul poporului, am văzut deja în capitolele care au trecut, este un răspuns total lipsit de Dumnezeu. Pentru că ei aveau o cunoștință teoretică, ei aveau o cunoștință intelectuală a lui Dumnezeu, dar inima lor, simțurile lor erau neafectate de realitatea care este Dumnezeu. Dumnezeu era pentru ei doar o realitate parțială, precum din păcate este și pentru noi. Ei au citit despre Dumnezeu, au studiat despre Dumnezeu, au făcut ritualuri religioase despre Dumnezeu, dar nu au gustat din Dumnezeu. Isaia practic ne aduce un răspuns la o întrebare cu care toți ne confruntăm în viața noastră, și anume când Dumnezeu pare absent, când Dumnezeu pare inexistent, când Dumnezeu pare ceva ireal în mijlocul încercării noastre, cum ne aflăm calea înapoi spre Dumnezeu? Când Dumnezeu este doar aici, dar nu-L mai simți aici, cum ne aflăm calea înapoi spre Dumnezeu? Răspunsul lui Isaia are trei aspecte, dar răspunsul într-un cuvânt este harul lui Dumnezeu. Și el prezintă trei aspecte, și anume harul care vine în confruntare, harul care vine în pocăință și harul care vine în împlinire. Harul care vine în confruntarea realității care este Dumnezeu, harul în faptul că Dumnezeu se revelează față de noi, chiar în mijlocul primejdiei, chiar în mijlocul crizei, Dumnezeu se descoperă în așa fel încât realitatea lui Dumnezeu să meargă de aici, aici, din cap în inimă. Harul care vine prin pocăință și ascultare și harul care vine atunci când Dumnezeu ne împlinește toate nevoile noastre spirituale. Uitați-vă în versetul 1. Vai de cei ce se coboară în Egipt pentru ajutor, bazându-se pe cai. Vai de cei ce își pun încrederea în mulțimea carelor și în marea putere a călăreților și nu privesc spre Sfântul lui Israel, nu caută ajutor la Domnul.
Isaia începe direct cu confruntarea situației, cu criza, cu primejdea care pentru ei este extrem de reală. Este cel mai real și pentru noi când suntem în mijlocul vieții acestea, situația noastră pare mai real decât orice altceva. Problema nu este pericolul care este real și este adevărat, ci soluția care aducem la această provocare. Greșeala poporului este că au încercat să rezolve problema într-un fel, într-un cât pur și simplu au eliminat pe Dumnezeu din toată ecuația. Mergând la Egipt pentru ajutor în loc ca să meargă la Dumnezeu. Un exemplu ca să înțelegi ce înseamnă asta în viața noastră. Te confrunți cu o problemă materială. Ai nevoie de niște bani. Cauți rezolvare la această problemă. Dacă te duci la lucru să câștigi niște bani și te încrezi în Dumnezeu, este foarte bine. Și foarte posibil. Și normal. Dacă te duci la furat să rezolvi problema, nu mai ai cum să te încrezi în Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai ales o opțiune din care Dumnezeu, în necesitate să exclude din acea opțiune, l-ai exclus pe Dumnezeu din ecuația soluției tale. Ei nu erau obligați să-L excludă pe Dumnezeu. Existau soluții la îndemâna lor, soluții date de Dumnezeu, care nu le excludeau pe Dumnezeu. Dar ei s-au întors înapoi spre Egipt, ei s-au întors înapoi spre țara de unde Dumnezeu i-a scăpat și au mers împotriva poruncilor lui Dumnezeu ca să rezolve problema. La fel cum și noi, deseori, mergem împotriva poruncilor lui Dumnezeu să ne rezolvăm problemele și după aia implorăm prezența lui Dumnezeu. Asta au făcut și ei, asta facem și noi de atâtea ori. Altfel spus, în momentul crizei, în momentul problemei, suntem mai captivați cu realitatea problemei decât cu realitatea care este Dumnezeu. Este mai real, mai palpabil pentru noi faptul că avem nevoie de 1000 de lei decât faptul că Dumnezeul suveran al Universului a spus să nu furi. Este mai reală panica care a venit asupra lor dacă asirienii cumva vin asupra noastră, ne omoară, decât realitatea că Dumnezeu a spus, stați liniștiți. Dumnezeu este pentru noi în acele momente o teorie frumoasă, un gând frumos, un concept intelectual. Dar realmente așteptările noastre reale de la Dumnezeu, ceea ce credem că Dumnezeu va face, ceea ce pretindem de la Dumnezeu în acele momente, sunt minime. De aia mergem și rezolvăm noi problema. În felul în care contrazic voia lui Dumnezeu. Pavel spune în Filipeni 3, însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie pentru a-L câștiga pe Hristos. Și teoretic, în mintea noastră, credem, dar acțiunile noastre spun altceva. Acțiunile noastre în momentul de nevoie spun ceva de genul, consider pe Hristos o pierdere de dragul rezolvării problemei sau de dragul rezolvării nevoii mele. Trebuie să înțelegem că pericolul real nu sunt asirienii pentru ei. Nu este criza, nu este suferința, nu este boala, nu este incendiu, nu sunt teroriștii. Pericolul cel mai real pentru ei și pericolul cel mai real pentru tine și pentru mine este necredința noastră. Este însăși faptul că primejdea sau dorința care este la fel de reală. Reacționăm la fel. Este foarte interesant că avem abilitatea aceasta să facem dintr-o dorință o primejdie. De exemplu, dacă am problema că chiar am nevoie de ceva. De exemplu, am nevoie de medicamente. Dacă nu primesc ceva medicamente, am să mor. Este o primejdie reală. Dar interesant e că dacă tu îți propui ca să-ți cumpere o mașină nouă, primejdea faptului că nu o să poți să-ți o permiți, este la fel de reală pentru tine ca și primejdea omului care nu-și permite medicamente.
Pentru că tu deja ai conceput în mintea ta că mașina aceea e a ta. Îi vezi pe oameni mergând pe stradă. Uai, oare cum o să fac? Că nu, n-am bani să-mi termin casa. Dar acum unde locuiești? La apartament. Atunci care e problema? Am tot felul de stresuri și de probleme și de așa, nu mai știu ce să fac. Și te întâlnești cu un alt om și el la fel îți spune, pe același ton, cu același sentiment, cu aceeași realitate, necăjitul de mine, care e problema? N-am bani de medicamente, dacă nu le primesc, mâine mor. La fel de reale și pentru unul și pentru altul. Avem capacitatea aceasta în intelectul nostru, mintea noastră, să creăm primejdii, să creăm crize din dorințe. Ne propunem ceva și când acel ceva pare ca să fie imposibil, am intrat în criză. Dar bun, dar l-ai avut și l-ai pierdut? Este ca fenomenul omului care merge ca să joace la noroc. Dacă la un moment dat începe cu 10 dolari și câștigă 5.000, și după aia pierde iar înapoi până la 10 dolari. Când merge acasă și îl întreabă soția, cum a fost? Am pierdut 5.000 dolari. Wow, deci avem datorie de 5.000. Nu. Am câștigat 5.000 și după aia am pierdut. Păi dar tu nu i-ai avut vreodată. Tu te-ai dus cu 10 dolari, ai venit acasă cu 10 dolari. Același fenomen se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. Dorințele noastre devin deja realități. Și durerea pierderii acelor dorințe este la fel de reală pentru noi, la fel de reală pentru noi, ca și o pierdere adevărată. Oamenii de știință au calculat, psihologii au calculat, că noi simțim ca și oameni pierderea de 2 ori mai puternic decât câștigul. Adică dacă vin și îți dau 100 de euro, te bucuri. Dar dacă vin și îți iau 100 de euro, tu simți durerea de 2 ori mai puternic. Noi ce facem? Ne imaginăm că avem 100 de euro ca să pierdem 200. Pericolul real este necredința noastră. Nevoia noastră supremă nu este rezolvarea problemelor lumești, ci vindecarea inimii care și-a pierdut simțul dragostei lui Dumnezeu. Problema ta cea mai mare în acest moment, în această seară, nu că problemele sunt reale, ele sunt reale. Problema ta este că nu-L mai simți pe Dumnezeu în inima ta ca și fiind real. Dumnezeu care îl ai ca și concept în mintea ta nu este suficient de puternic ca să confrunte realitățile cu care te confrunți în fiecare zi. De fapt, problema este mult mai adâncă decât atât. Nu înțelegem ce este real și ce este imaginar. Versul 2 și 3. Dar și El, adică Dumnezeu, este înțelept și poate aduce dezastru. El nu își retrage cuvintele, ci se va ridica împotriva neamului de răufăcător și împotriva celor ce ajută pe cei ce săvârșesc nelegiuirea. Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu. Caii lor sunt doar carne, nu Duh. Când Domnul își întinde mâna, cel ce ajută se va împiedica, iar cel ajutat va cădea și amândoi vor pieri împreună. Isaia ne spune că am inversat structura întregii realități. Ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și percepem și cu mintea noastră, nu doar cu inima, realitatea total inversată. Isaia spune, nu uitați, căci Dumnezeu este Cel care aduce dezastru. Altfel spus, Dumnezeu nu se află prins prin surprindere în mijlocul dezastrului și acum caută soluții. Dar El este puternic și dacă te duci la El și lucrezi împreună cu El, veți găsi o soluție. Isaia spune, El, Dumnezeu, este și dezastru și soluția. Realitatea noastră este prea mică, prea limitată, prea îngustă ca să concepem lucrul acesta. Ca tare trăim în starea în care trăim. Când ne confruntăm cu problemele sau nevoile sau dorințele vieții acestea, este important să nu uităm realitatea vieții acesteia. Și anume că Dumnezeu este Dumnezeu și că noi nu suntem. Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu. Caii lor sunt doar carne, nu Duh. Dar cine a spus că Egipt este Dumnezeu? Sau cine a spus că caii lor sunt Duh? Nimeni. Nimeni, cel puțin verbal în acest text nu vedem. Dar acțiunile lor a dat dovadă că ei au uitat realitatea care este Dumnezeu. Este foarte ușor să uităm și foarte ușor să simțim
despre lucrurile care sunt imaginare și ireale, sau care sunt doar fizice, ca și având un impact extraordinar asupra părții duhovnicești, și să uităm de Dumnezeu care este Duh și adevăr, dacă realitatea spirituală a lui Dumnezeu n-a pătruns inima ta, ci doar mintea ta, în momentul confruntării cu problemele vieții, Dumnezeu va fi total ireal pentru tine. Pentru că la nivel de minte, boala care o poți simți în trupul tău este mai real decât Dumnezeu care îl concep doar în mintea ta. Datoria care o simți în buzunarul tău este mai real decât Dumnezeu care ar trebui să fie în inima ta. Pentru că nu avem ochi duhovnicești prin care să privim. Nu avem simțuri duhovnicești. Privim problemele cărnii cu ochii cărnii. Conceptul care se numește Dumnezeu din mintea noastră nu face față la realitatea carnală, la realitatea temporală din fața ochilor noștri. Isaia spune, crizele acestea, confruntările acestea sunt o metodă de har în care sensul nostru de realitate, care este inversat, este confruntat, este atacat și este rectificat. În al doilea rând, Isaia ne arată că există har în pocăință și în ascultare. Versetul 6. Întoarceți-vă la cel de la care v-ați abătut atât de mult, izraeliților. Căci în ziua aceea fiecare își va arunca idolii de argint și idolii de aur pe care vi-au făcut mâinile voastre păcătoase. Isaia ne vorbește despre pocăință, despre întoarcere la Dumnezeu. Și când se vorbește despre pocăință, deseori în bisericile noastre, se vorbește despre gratuitate. Dar e total fals. Într-adevăr, pocăința, iertarea, sunt darurile total gratuite a lui Dumnezeu. Nimic din ce faci, nimic din ce ești, nu ți-arogă vreun merit în fața lui Dumnezeu când vine vorba de mântuirea ta. Dar mântuirea ta, care o revarsă Dumnezeu peste viața ta, te va costa ceva. Fiecare își va arunca idolii de argint și idolii de aur, pe care vi-au făcut mâinile voastre păcătoase. Asta înseamnă, cum zice Pavel, să consider toate ca și niște gunoaie în contrast cu bucuria de a-L cunoaște pe Hristos. Putem vorbi și putem face tot felul de teorii despre motivele pentru care Dumnezeu nu este real pentru inima mea și pentru inima ta, dar Isaia ne spune foarte clar, nu este loc în inima ta și nu este loc în inima mea pentru realitatea lui Dumnezeu, pentru că este plină de idoli. Idolii inimile noastre nu lasă loc pentru realitatea care este Dumnezeu. Fiecare din noi are idoli. Fiecare din noi are lucruri în viața noastră care țin loc la Dumnezeu, care sunt mai reale pentru inima noastră decât este Dumnezeu. Sunt acele lucruri la care alergăm în momente de nevoie, în momente de bucurie, în loc să alergăm la Dumnezeu. Isaia spune că soluția pentru faptul că nu simți dragostea lui Dumnezeu este să începi să arunci idolii ăștia la gunoi. Sau ați crezut că pocăința are un preț doar pentru apostoli, doar pentru ucenici, doar pentru martiri? Ați crezut că pretențiile sunt altele pentru noi astăzi? Că noi putem să-L avem și pe Hristos și pe idolii noștri? Că putem să-I împăcăm cumva? Am găsit cumva o soluție ca în inima noastră să trăiască și idolii și Hristos? În 2000 de ani de biserică am găsit o formulă nouă. Pretenția este aceeași. Eliminați toate lucrurile străine din inima ta. Soluția este simplă. Pocăința, zice Isaia. Aruncăm idolele afară, care le-am făcut cu mâna noastră, care le-am făcut cu mintea noastră, care acum au luat stăpânire în inima noastră. Și Biblia îți promite că nu vei ieși în pierdere. Asta promite Dumnezeu. Întrebarea lui, îl crezi? Îl cred? Putem trece de la teorie la practică foarte repede ca să ne testăm. Cu ce idol începi?
De mâine, cu ce idol încep? Mâine dimineață, ce idol arunci? Nu vei putea prin propria ta putere. Dar vrei? În seara aceasta, în următoarele momente, vei ridica glasul către Dumnezeu. Vei mărturisi dependența inimii tale de alte lucruri în afară de Dumnezeu? Vei implora pe Dumnezeu să te elibereze de lucrurile care au pus stăpânire pe inima ta? Sau vei pleca acasă și zice, wow, frumoasă predică. La nivel intelectual. La nivel conceptual. Da, sunt total de acord cu fratele Mihai. Mintea mea cu mintea lui pe aceeași pagină. Problema e inima ta cu inima lui Dumnezeu pe ce pagină îți. E ușor să-mi dați dreptate și e ușor să-mi dau eu dreptate. E ușor să-i dau lui Isaia dreptate. Acum seara, mâine dimineață, am să-mi fac o listă cu lucrurile care au devenit idolatre pentru mine. Cu lucrurile la care fug pentru refugiu, cu Egiptul meu. Și am să încep să mă rog ca Domnul să mă elibereze de una câte una. Unele sunt foarte simple, altele sunt mai grele. Cele care se pot elimina pur și simplu fizic, e simplu. Îl iei, arunci la gunoi. Alea care au început ca și concepte și încet încet au intrat în lăuntrul inimii tale și s-au ascuns acolo și au prins rădăcină. Gândurile acelea, reflexele acelea cărni, sunt mai dificile. Isaia ne spune că este har. Este har în confruntarea care o avem cu realitatea lui Dumnezeu. Este har în pocăința la care suntem chemați. Și este har în împlinirea tuturor nevoilor noastre spirituale. Uitați ce zice Isaia. Până va fi turnat peste noi Duhul de sus și pustia va deveni o grădină, iar grădina va fi privită ca o pădure, atunci judecata dreaptă va locui în pustie. Da, dreptatea va locui în grădina roditoare. Rodul dreptății va fi pacea, iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea pe vecie. Poporul meu va trăi într-o locuință pașnică, într-un lăcaș sigur, în locuri de odihnă și liniște. Dumnezeu promite să schimbe realitatea noastră. Dumnezeu promite să schimbe realitatea inimii noastre. Cum? Prin Duhul Său. Până va fi turnat peste noi Duhul de sus și pustia, pustietatea în care trăim acum, va deveni o grădină. Faptul că Dumnezeu este Duh nu este un detriment pentru starea noastră, ci este adevărul că Dumnezeu este deplin puternic să realizeze schimbarea care este necesară. Pentru că problema noastră numărul unu nu este una materială, nu este una temporală, ci este o problemă duhovnicească. Revărsarea Duhului Său peste noi și revărsarea Duhului Său în noi este harul lui Dumnezeu care transformă așa zisă realitate. Care face din inima noastră una plină de dragostea lui Dumnezeu. Din ochii noștri, ochi care pot să-L vadă pe Dumnezeu. Din mintea noastră, o minte care poate înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu. Care face dintr-un Dumnezeu care acum este doar o nălucă, care acum este doar un concept filosofic, un Dumnezeu adevărat. Un Dumnezeu care este în lăuntrul inimii noastre. Rezolvarea problemei este harul lui Dumnezeu care revarsă Duhul lui Dumnezeu peste tine și în tine. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Și El împlinește această promisiune. Vedem lucrul acesta începând cu fapte 2. Prin pogorârea Duhului Sfânt, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, și El continuă această lucrare. Și Petru spune, această promisiune este pentru voi și pentru copiii voștri. Și pentru oricât de mulți îi va chema Dumnezeu de departe. Bucuria în necaz, pacea în primejdie, liniștea în tulburare, dragostea în fața persecuției, iertarea în împotrivire, nu sunt doar concepte intelectuale pentru credincios.
Pentru credincios, prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt, asta este realitatea. Pavel descrie această viață creștină în Roman 5. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Știm că necazul produce răbdare. Răbdarea produce caracter matur. Caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește. Întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vrei să testezi prezența Duhului Sfânt în viața ta? Ăsta este testul. Pacea în necaz. Dragostea când ești urât și hulit. Liniștea când lucrurile nu merg bine. Un caracter matur. O nădejde deplină, o nădejde care nu înșală. Rezolvarea problemelor înșală. O, am rezolvat cu banii ăia. Mâine va trebui alții. O, a mers bine problema de sănătate, acum sănătos. Mâine vei avea altă boală. Nădejdea noastră în Dumnezeu este sigură. Dragostea lui Dumnezeu, care este o realitate în inima noastră, este turnată acolo prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Asta este bucuria care o avem înaintea noastră și acum la masa Domnului. Bucuria reamintirii unei realități spirituale, unei realități duhovnicești. El a murit și a înviat pentru noi ca să ne răscumpere. Și lucrul acesta îl uităm așa de repede. De aceea Hristos a lăsat acest simbol și această părtășie reală între noi și El. El a murit și a înviat pentru ca să fim răscumpărați. Ca să revarse Duhul Său în inimile noastre. Nu pentru a îmbunătăți realitatea noastră, ci pentru a transforma realitatea noastră. Nu pentru a rezolva doar problemele temporale, ci pentru a rezolva problema noastră duhovnicească. Prin faptul că ne-a răscumpărat și ne-a făcut copii ai Săi, ne-a făcut făpturi noi, ne-a făcut beneficiar al Harului Său, un har care vine prin confruntare, un har care vine prin pocăință, un har care vine printr-o lucrare transformativă a Duhului Sfânt în inima noastră. Prin puterea Duhului Sfânt, împărtășia cu Hristos, poți avea dragostea lui Dumnezeu ca și o realitate în inima ta. Dacă este doar aici și nu aici, e posibil că te-ai abătut. Sau e posibil că n-a fost niciodată. În lumea în care trăim, în viața care o trăim, problemele sunt reale. Dar Dumnezeul nostru este mai real. Este mai puternic. Este mai adevărat. Și nu-mi doresc altceva pentru oricare dintre voi în această seară decât ca El într-adevăr să revarse Duhul Său în inima voastră și să devină o realitate. Hai să ne ridicăm și îl invit pe fratele Ciprian să ne conducă în câteva momente de rugăciune, de mărturisire și după aia vom trece și la cina Domnului.